În perioada renascentistă, Veneția și Florența erau capitalele parfumurilor. Moda nu s-a schimbat chiar atât de mult, căci anual la Florența se organizează un târg unde pasionații din domeniu, dar și curioșii pot afla care sunt tendințele și pot lua contact cu producători și case mari din întreaga lume. Care sunt aromele momentului și ce parfumuri alegem în această toamnă, vom afla de la Isabela Corina Juncu, președintele Asociației Parfumurilor și Aromaterapiilor din România. Bine te-am găsit! Bine, te-am revăzut, Dana. Mulțumesc pentru invitație. Da. De fiecare dată vii cu tot felul de informații fresh și ne povestești apropo de trenduri și de tot ce se întâmplă în această minunată industrie și chiar vreau să povestim mai multe și să aflu impresii la cald, ca să zic așa. Te-ai întors recent de la târg. Ce ai descoperit acolo? Da, de fiecare dată este o plăcere să descoper trendurile în materia parfumurilor de nișă. Sunt case extrem de mici, cu producții limitate, ingrediente cât se poate de naturale. Această industrie în fiecare an emite un nou regulament pentru utilizarea compușilor chimici în compoziția parfumurilor. Asta înseamnă că parfumul ar trebui să aibă o concentrație de 60% de ingrediente naturale și să se orienteze mai mult spre tot ce înseamnă mediu, sănătate, industria reciclării totodată pentru a proteja și nu în ultimul rând atât persoanele cât și pe cei din jur. Parfumul este cel mai bine vândut accesoriu, după cum știm, în aeroport este acel obiect pe care putem să-l achiziționăm pentru a le oferi familiei noastre și prietenilor noștri un cadou mai special. Primul lucru pe care îl facem atunci când ajungem în aeroport este să ne uităm să vedem ce parfumuri au mai apărut și să vedem ce mai achiziționăm. Nu scăpăm la nicio călătorie. Da, păi se spune că parfumul este un vehicol între amintire și trecut. El este singurul care ne transpune într-o altă epocă, într-o altă eră și într-o altă stare. Chiar discutam cu un doctor psiholog despre impactul parfumului asupra stării noastre psihice. La unul dintre cele mai inovative teste, se numește neurofeedback. Practic, această terapie încearcă să combine toate cele 5 simțuri, da? Tactil, olfactiv, gustativ, pentru a pune creierul la o încercare. Tot ceea ce testăm noi în decursul unei zile ne afectează și mai mult decât atât, starea noastră psihică se îmbunătățește radical dacă utilizăm un parfum potrivit, un parfum care să ne ofere această stare de binețe. Uite, și apropo de stare, da? Pentru că ni se schimbă starea de fiecare dată când alegem parfumul, dar în funcție de zi se poate să-ți alegi parfumul. Poate te simți uneori mai fresh sau mai în forță sau mai dinamică și atunci alegi un parfum pe măsură. Alteori te simți mai, poate, misterioasă și te duci spre arome de acest gen. În această toamnă, ce ne recomandă apropo de trenduri? În această toamnă se poartă foarte mult ambra. Vorbim de notele gurmande, prune, cireșe, parfumurile care au acel iz de frunze arse, de scoarță de copac, parfumurile care ne aduc aminte de totodată schimbarea anotimpului, având în vedere că toți parfumierii se bucură de această perioadă puțin mai răcoroasă din perspectiva concentrației. Un parfum gurmand automat are o percepție de longevitate mult mai ridicată. Asta înseamnă undeva la 6, 8, respectiv 12 ore. Dar totodată este sezonul festiv, exact așa cum celebrăm vinul și există foarte multe evenimentele de genul degustări culesul Bacchus, da? Exact. Așa este, da. La fel și parfumierii se bucură de această experiență olfactivă, tocmai pentru că e sezonul acelor ingrediente. Practic toată vara am așteptat să purtăm ingredientele puternice și acum în sfârșit toamna spre iarna, ușor este cumva o celebrare a ce frumos, deci să nu ne mai temem, da? Să mergem spre, să zicem așa, aromele acestea puternice, da? Și apropo de momentul zilei, putem să le folosim de dimineață până seara sau așteptăm un pic după amiaza să le putem purta? Depinde cum ești tu. Dacă ai un outfit mai elegant sau un eveniment mai aparte, ar trebui să schimbi parfumul. Desigur, dacă ești doar acasă sau ești cu copilul și vrei să ai activități casnice, sigur că nu e recomandat să porți același parfum.
dar am rămas puțin impresionată și de industria aceasta, care se îndreaptă spre o direcție destul de dinamică în ceea ce privește arta olfactivă. Am participat la cine olfactive și chiar de la celălalt festival, știi, când ne-am întâlnit, culmea, ne întâlnim chiar după fiecare festival. Culmea, da. Este un concept inovativ din perspectiva realizării unui eveniment special din viața ta. Cum ar fi ca, în loc să-ți inviți prietenii acasă la o masă, să te bucuri de această cină olfactivă? Practic, meniul pe care noi îl parcurgem împreună cu bucătarul șef, acesta include ingredientele utilizate într-un parfum. Și e extrem de interesant, pentru că devii conștient dacă mănânci, să spunem, un desert cu pandișpan, da, ananas și infuzie de mentă. Așa. Automat, menta pe care noi putem să purtăm într-un parfum te face să te bucuri de experiența gustativă. Potențează gustul, exact, cum s-ar zice, nu? Despre asta e vorba. Da, și oamenii devin mult mai conștienți. Acum savurez un preparat care a fost realizat de maestrul bucătar împreună cu consultantul din parfumerie. Deci așa se pregătesc aceste cine, da? Deci automat trebuie să fie un bucătar. Da, este o tematică. Da, exact. Da. Uh-huh. E o tematică în funcție de culoarea restaurantului, așa, culoarea, da, evenimentului, în funcție de specific, dacă vorbim de toamnă, vară, mediteranean. Dar e extrem de interesant, pentru că ei, de exemplu, joia și vinerea la restaurantele, așa, din Italia, celebrează, da, fix acest concept împreună cu familia. Merg pur și simplu pentru experiența în sine. Deci nu e neapărat, la noi știi cum e, din păcate trendurile ajung mult mai târziu, așa este, da, dar Londra și Italia rămân, ca să zic așa, acele orașe care dau trendul în tot ceea ce înseamnă dinamică organizațională. Asta pot să spun sincer, mi s-a părut extrem de interesant cum au marketat inclusiv o nuntă olfactivă. În loc de acel classic candy bar, da, au reușit să ofere parfumuri ca mărturii și să fie un perfume bar, astfel încât oamenii se bucure de aroma nunții. Ei, ce frumos! Probabil că o să ajungă și la ei mai târziu un pic așa trendul acesta. Eu l-aștept cu drag să vină. Mai povestește-mi în cazul bărbaților, da? Ce arome să folosească tot așa în sezonul acesta rece, da? Toamnă-iarnă. Se poartă foarte mult orisul și notele de tabac. Orisul este o floare albă, asemănătoare magnoliei și gardeniei, cu un miros destul de ambigu, adică nu e nici floralul acela pe care îl cunoaștem noi, nu miroase nici a margaretă, însă este totuși o combinație între ceai negru și ciocolată. Ce interesant. E foarte interesant, sunt convinsă, da, că ar fi pe gustul, da, tău, mai, da, ales că știu că și soțul tău este un pasionat de parfum. Ne-am nimerit bine, ca să zic așa. Da, el întotdeauna. Întotdeauna bărbații, să știi că sunt cei mai curioși. Se pricep mai bine și sunt mult mai curioși apropo de asta și știu să aleagă parfumurile poate unor mai bine decât femeile. Exact, și sunt și foarte exigenți. Am observat că ei nu fac rabat la calitate, sunt primii care cheltuie cât mai mult și ei vor să fie unici, pun foarte mult accent pe asta, sunt atât de atenți, mereu primesc mail-uri, ce noutăți mai există, vreau ceva ce... Ce, da, n-are nimeni, nu? Dacă, exact, se poate, exact, nu? Da. Să știi că ei țin la chestia asta și mi s-a părut interesant că noi femeile ne mai gândim, să mai ne cumpere soțul, iubitul, mama, dar ei nu, își cumpără singuri cu rigurozitate și așa chiar este. Investesc. Da, și cumva parfumul ar trebui să fie semnătura noastră personală în momentul în care te dai cu un parfum. Să știe lumea că, măi, uite, s-a dat Izabela și este parfumul Izabelei, nu? Ar trebui să lucrăm la semnătura asta sau ar trebui să încercăm cât mai multe, așa, în funcție de chef, de sezon? Însă știi că amprenta ta olfactivă poate să fie remarcată de ceilalți și prin cum îmbin parfumurile. Doar faptul că tu folosești ceva ce nu mai are nimeni, să zicem, în platou sau la locul de muncă, la fel de mare impact are și asupra celor din jur. Faptul că tu porți mereu cele mai deosebite parfumuri, ei nu au de unde să știe ce marcă ai folosit. Da, sau nu vorbim despre branduri aici. Este, da, vorba despre o etichetă pe care o știi doar tu. Sunt parfumuri care, surprinzător, nu depășesc costul de 100 de euro, cel care știm că, da, este un cost clasic pe un parfum, și care miros foarte bine, doar că, desigur, contează enorm sursa. Știi foarte bine, eu țin mult la
calitate, nu mă interesează ambalajele este, și cred că cel mai important este să ne descoperim aroma olfactivă în funcție de personalitatea noastră. Așa este. Aceeași ambră pe pielea ta poate să miroase complet diferit față de... Dacă e pH-ul și sunt mai mulți factori acolo. Și fenotipul pielii. Da, așa este. Mai povestește-mi despre asociația al cărei președinte ești, pentru că știu că militezi acolo pentru această meserie foarte frumoasă și nobilă de parfumier. O vrei acolo în nomenclator. Da, sper cu ajutorul lui Dumnezeu să strângem anul ăsta cât mai mulți parteneri în industrie. După cum știi, noi suntem încă la început. Am organizat un ultim eveniment în această vară la Institutul Cultural Francez, în care ne-am orientat spre ingredientele care sunt importate în această industrie. La voiajul factiv în jurul celor 5 continente, aceasta a fost tema. De exemplu, Orange Blossom este o plantă adusă din Tunisia și se folosește extrem de des în parfumerie. Franța, nu mai vorbim, chiar ambasadoarea Franței a participat la eveniment și această asociație nu doar are misiunea de a pune bazele unei școli, dar ne dorim totuși să protejăm și să prezervăm această artă. Deja marketingul olfactiv se regăsește în absolut orice industrie, fie că vorbim de la detergenți, fie că vorbim despre un parfum magazin, ambiental. Un magazin, a intrat într-un magazin și asociez cu mirosul respectiv din magazinul acela. Exact, da. Mașinile acum, industria auto, a început să dezvolte extrem de mult aceste dispozitive care practic recrează parfumul mașinii noi. Cum miroase o mașină proaspăt, nouă, da, proaspăt. Sau chiar am văzut mașini care au ca parfum replici ale parfumurilor celebre. Adică dacă tu ai un parfum celebru, ai și un parfum de mașină cu același miros, de exemplu. Da, îmi place că ești la curent. Da, sunt la curent, a spus că sunt pasionată, ești, da? Da, mă bucur. Da, eu sper că această asociație să ajute nu doar tinerii pasionați, dar și parfumurile care utilizează hotelurile care utilizează parfumuri în zona spaurilor și uleiurile pe care se bazează nu țin doar de trenduri. Aici discutăm și despre o imagine olfactivă. România încă, știi foarte bine, avem un turism care încă necesită dezvoltat și sunt ferm convinsă că sunt terapeuți și aromaterapeuți care ar ști să managească aceste ingrediente astfel încât să fim și noi la cotele europene. Acolo la standarde, da. La standarde, da. Așa este, da. Mai pregătești, să ne spui dacă mai pregătești evenimente și dacă mai ai acolo în derulare proiecte frumoase Sperăm acum să reușim să strângem mai mulți voluntari, pentru că suntem ultra la început, așa cum am menționat, asociația are sub un an, dar îți mulțumesc mult pentru grijă și cu mare drag vei fi pe lista invitațiilor noștri de onoare. Tu ai fost mereu în sprijinul nostru și apreciez mult asta. Mulțumim, pentru că e vorba de tot ceea ce este frumos și știi prea bine că tot ceea ce este frumos ne bucură acolo sufletul și e minunat să investim în asta. Mai spune-mi apropo de parfumuri, dar cum să le prelungim viața și apropo de felul în care le păstrăm și avem grijă de ele, pentru că se fac greșeli la capitolul acesta. Da, ar trebui în primul rând să nu le păstrăm în baie. Asta e prima regulă. Am rămas și eu impresionată cât de mult schimbă parfumul. Aveam un parfum, vorba ta, parfumul de seară, pe care îl puneam în dulăpior și mi-am dat seama din cauza umidității s-a schimbat compoziția instant. Mai mult decât atât, nu ar trebui păstrate la frigider. Am văzut că circulă acest trend oaspete, cu... nu? Da, acest trend cu mini-frigiderele, sincer, este un mit. Nu vreau să intru în discuții cu dermatologii și cu Asociația Dermatologilor din România. Da. Însă nu trebuie păstrat parfumul la o temperatură sub temperatura ambientală. Bun. Parfumul rămâne în continuare pe un loc uscat, ferit de lumină, nu în mașină, nu la piscină. Da, acum se dezvoltă foarte multe alergii din cauza ingredientelor toxice și nocive asupra pielii, deci ar trebui să avem grijă totuși de unde le achiziționăm. Iar pentru a prelungi mirosul, este ideal să aplicăm o cremă hidratantă fără miros, fie că vorbim de o clasică, o cremă achiziționată din farmacie, tu știi foarte bine, dar nu uleiuri. Nu uleiuri? Știi că unii combină uleiurile, bă, uite, uitați-vă puțin la Izabela când aude de combinat uleiuri cu parfumuri. Nu de asta, dar sunt atât de multe alergii și mai mult mămicile îmi scriu în ultima perioadă, Doamne ajung, cu ce să facem, că fica mea a dezvoltat o alergie și este cu adevărat trist să-ți dai seama că nu poți să-i ajuți. Da. Sau nici nu vrei să-i jignești, să le dai un sfat care să fie undeva la limită între medical și bun simț, pentru că e logic, dacă facem alegerile logice, nu ar trebui să îmbinăm
De ce nu se vinde atunci un parfum împreună cu un lei pe raft? Corect, nu? Da, da. Apropo de asta, pentru că știi de ce se face asocierea asta? Ca să le păstreze persistența. Că te gândești că dacă pui un ulei și dai parfum peste, atunci o să țină mai mult. Pe haine, uite pe haine, dacă da. Le aplicăm înăuntru jachetei sau înăuntru cămăși și înăuntru ploverului, deci pe partea care nu este vizibilă, el rezistă aproape 2 zile dacă nu spălăm piesa respectivă, chiar am sesizat, am testat eu asta. Sau am mai observat că sunt acele șervețele care se pun, batistuțe care se pun fie în gentuța doamnelor, fie, nu știu, mai folosesc la încheieturi, tot felul de roluri, da, dar nu pe bază de ulei, nu mai ales de altă. Da, să ne bucurăm de parfumul așa cum îl primim și să avem grijă de el. Și îți mulțumesc tare mult, Izabela, că ai venit la noi cu toate aceste noutăți. Este o plăcere de fiecare dată să te avem aici între prieteni și mi-ai promis că mai vii, da, să ne mai dai de veste apropo de proiecte frumoase. Da, mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult. Dragilor, mergem mai departe și rămânem așa, uite, în zona aceasta a frumuseții și vorbim despre creațiile lui Coco Chanel. Coco Chanel este considerată una dintre cele mai de succes creatoare de modă din toate timpurile datorită ideilor sale revoluționare. Iată 5 creații revoluționare Coco Chanel care au schimbat modul în care se îmbracă femeile astăzi, punctate de site-ul urban.ro. Tot ceea ce a creat Coco Chanel între 1920 și 1970 este în continuare relevant în moda de astăzi. 1. În 1926, revista Vogue a numit rochiile negre ale lui Chanel Little Black Dresses, noile Forduri ale modei, referindu-se la popularitatea uriașă a automobilelor Ford. Dacă înainte de primul război mondial, eticheta socială dicta ca femeile înstărite să se schimbe de haine de 5 ori pe zi, rochiile negre erau potrivite pentru orice ocazie. Deși astăzi pare un fapt absolut normal, la vremea respectivă reprezenta un concept modern radical. 2. Purtarea bijuteriilor din materiale comune era la vremea respectivă un act îndrăzneț. Aristocrații obișnuiau să își măsoare progresul social prin etalarea pietrelor prețioase pe care le purtau la ocazii sociale. Însă Chanel i-a convins să cumpere bijuterii false la prețuri ridicate, mizând în mod special pe perle. În 1932 a lansat prima sa colecție de bijuterii false, organizând-o sub formă de expoziție și percepând o taxă de intrare. Biletele au fost vândute în totalitate, la fel ca și colecția. 3. Pasiunea lui Chanel pentru tweed și are rădăcinile în legătura ei cu al doilea duce de Westminster, cu care a avut o relație de un deceniu, începând cu 1923. În acest context a lansat costumele de tweed, care erau inspirate pe ținutele bărbătești purtate în timpul plimbărilor în natură pe dealurile scoțiene. Costumele de tweed au fost reinventate după al doilea război mondial, modelul a devenit unul clasic, fiind purtat de Jackie Kennedy, Lauren Bacall, Marlene Dietrich, Jean Moreau și Grace de Monaco. 4. Până când Chanel a început să-l folosească pentru primele sale colecții în 1913, jerseul era o țesătură utilitară folosită în principal pentru lenjeria de corp masculină. Și deși a crescut visând la rochii din dantelă în culori pastelate, când a început să creeze haine din jerseu, știa că epoca rochiilor extravagante a trecut și s-a orientat către rochii confortabile, dar chic. 5. Geanta 2.55 a fost creată pentru a concura cu creațiile Dior și să reprezinte libertatea și independența. Chanel mai proiectase genți și înainte, însă în 1955 a creat modelul 2.55, numit după luna și anul în care a fost lansat, care a fost gândit pentru a fi ușor, fără mânere, moale și ușor de utilizat. Avea un lanț lung auriu care putea fi purtat pe umăr sau introdus în interior pentru a purta accesoriul ca un plic.
La mijlocul lui septembrie, Victoria and Albert Museum va deschide expoziția Gabriele Chanel Fashion Manifesto, unde puteți vedea toate aceste elemente cheie care au definit istoria Chanel. Expoziția va fi deschisă până în februarie 2024.